Vrea cineva să vorbească despre cum vede administrația? Eu am spus, dar pot să repet printr-o propoziție, accept sau na, reacționează la propunerile altora, fără obligativitatea de a veni cu propunerile sau schimbările ei. Și când apare o problemă, nu e obligată să o soluționeze, dar numai decât să o pună în discuții. Categoric, asta a fost și una din discuțiile mele cu Nata. Eu așteptarea asta o aveam și încă am la administrație, să pună în discuții probleme. Eu pun pareu că jumătate nu știau că nu lucrează cu RHDV-ul. Și cei care știau, eu foarte nedumerită eram, de ce nu se discută? Adresiți, vă rog, să fie scrisă că un candidat. Nimeni nu candidează, Dima. Iată, Anatol Hristea propune pe Anișoara, Dumitru, Ileana, propunerile mele toate trei. Dima propune Anișoara și Ileana. Și Anatol Hristea propune pe Ghenadi. Poate mai apare cineva, dați-mi să zicem mai departe. Ionel, tu când crezi cu virginitatea ta de Hyde Park? Și trebuie să fac cu conducere într-o asociație ca asta? Cred că în sile trebuie, dar să iau uneori deciziile. Și cu ajutorul membrilor să propună și să rezolvă unele probleme care apar de-a lungul timpului. Eu observ consens, cam toată lumea crede chestia asta și nu știu de ce. Adică toată lumea se ferește să încerce să manifeste în funcție de păi manager, de organizator. Eu aș vrea fiecare să spună, ar fi corect, nu suntem așa de mulți. Întrebarea e importantă. Inițial, când am ales administrația, era vorba să fac proiecte noi, ce așteptări aveți, să obțină finanțare, să nu știu ce, știuți în jur, că cu nimeni nu poți să faci proiecte, mă rog, nu prea există lume cu care să faci proiecte noi. Nu prea există lume cu care să faci proiecte care le sunt mai bune. Nu prea există lume cu care să faci finanțare. Inițial eram un grup, până la urmă, Ghenadi și-a găsit o activitate, mă rog, remunerată, Anișoara s-a dus și noi înțelegem toată situația asta. Eu tot lucrez în mai multe locuri și ne-am trezit că nu mai suntem grupul care strânge bani. Așa că dacă renunțăm la toate astea că trebuie să le facă administrația, dacă rămâne doar să ia decizii, probabil o să mai fie candidaturi. Eu vreau să spun că așteptările astea ar fi justificate, ridicate așteptări. Asta de regulă sunt niște structuri unde persoanele sunt cumva remunerate. Acolo a fost ce? Deci suntem voluntari și greu de justificat. De asta eu și-am recunoscut, a fost greșeala mea când am avut așa așteptări și vreau să bagem în cui, că deja nu mai sunt așteptările. La sigur, iată, GenderDoc-ul care tu l-ai menționat cu buget o pătrime de milion, acolo sunt rigori, la sigur. Da, dacă și plătiți numai asta, adică pot și foarte bine că au rigori. Oleg, ți-ai spus opinia? Eu am zis, e consens în asociație, toată lumea e de acord că Consiliul trebuie să fie un fel de organ reprezentativ care doar reacționează la probleme și organizează dezbaterea lor, încearcă să găsească soluții, dar n-are obligația să le soluționeze neapărat. Și eu cred, continui să cred și viziunea asta mi-a apărut de mult în timpul încă unui training organizat de Credo, că e necesară rotație, schimbare de cadre în conducerea asociațiilor ca ele să devină pepiniere de democrație formatoare de lideri. De asta atunci m-am insistat, m-am retras, că l-au propus imediat în locul meu pe Ghenadi, n-a fost nimic grav din asta. Era chiar și o experiență inedită, că el era la București și asociația Hyde Park, formală de altfel, s-a trezit cu președinte pe hotare. Și am supraviețuit și a fost minunat. Mie mi se pare că progresează discuția în interiorul Hyde Park-ului și acolo pe grupuri și aici în adunările generale, extraordinare sau ordinare. Că ajungem, iată, și la așa efecte, cum se cheamă, colaterale ale democrației, că n-are cine să candideze, n-are cine să se implice, astea sunt riscurile democrației, care uneori se răstoarnă spre anarhie sau spre apatie, dar trebuie să trecem și pe experiența asta. Deci eu vă amenință că soluția va fi, dacă nimeni nu vrea să candideze sau să accepte propunerile de candidaturi, care iată până acum s-au făcut, cel puțin 4 oameni au fost propuși, dacă nu o să putem pe Ionel și pe Anatol, atunci o să ajungem la loterie, că dacă nu loterie, tot azi o să trebuia să discutăm dizolvarea Hyde Park-ului. Dacă nu o să discutăm dizolvarea Hyde Park-ului, o să fim puși în fața faptului că Hyde Park-ul nu există, că nu îl reprezintă, că nu îl organizează nimeni. Și nu cred că vrem asta, ar fi chiar cel mai rușinos. N-ar fi rușinoasă loterie, ar fi rușinos ca nici o soluție să nu găsim la problema organizatorică de azi. Mi-am amintit încă o obligație care cred că e reprezentarea Hyde Park-ului public, adică administrația să nu refuze atunci când din numele Hyde Park-ului trebuie să vorbească cineva, să comenteze la cameră, scris, ducă la emisiune. Ducă la emisiune și așa mai departe. Mi-ar părea ciudat să refuze administrația. Îmi pare că asta trebuie să fie obligația ei. Pe acolo asta scrie în statut, că reprezintă public. Asta scrie în statut. S-a
înseamnă că a fost în plus mențiunea mea, dar... Dar eu vreau să remarc, Oleg a spus că nimeni nu vrea, dar eu spun că unii vor totuși, au nevoie de mai multă încurajare. Poate a fi că nu ne cunoaștem suficient cineva. Cum ziceam, dacă omul s-ar vedea poate într-un top, e ca colegii au încredere în el și însăși persoana s-ar... Cu jumătate de an în urmă și tu ai obținut mare procent de încredere și Gheorghe. Vrea cineva dintre voi să participe anul ăsta în scrutin? Nu mai ce am plecat, adică mi se pare să revin exact după jumătate. Nu, Ileana... Eu, la mine același motiv a rămas. Eu am făcut un pas înapoi pentru că eu, cum zice Oleg, e foarte corect principiul ăsta de rotație. Să fim toți cu experiență comparabile. De ce nu? Fiecare se lasă treacă prin asta. Mie îmi pare asta. Și cine n-a trecut, ca să înțelegem? Ies cine n-a trecut, acele sunt candidaturile. Inclusiv cei care și-au dat demisia. Vor să mai participe la concurs? Dacă este nevoie să revii, cred că peste jumătate de an, cred că nu e o problemă dacă n-ai la momentul dat când nu are altcineva cine sau nu dorește. Ce ai în vedere? Trebuie să revină pe loterie. Poate și Anatol să vadă că s-a votat pentru tine, s-ar mai gândi odată. Cum să votez pentru el dacă nu vrea nici să candideze? La fel și Anișoara și Dima. Nu fiecare la fel și Anișoara și Dima. Nu, eu sigur că oamenii știu mult mai bine despre dânși, ei despre dânși, de ce-s capabil, decât știm noi care-i tot tragem prin mâine. Dacă omul spune că nu... Da, dacă deci nu mă se vede că oamenii au încredere în el. Dar Ileana, fii de acord că acum dacă cineva se autopropune, el o să primească practic 100%. Unanim. Da, deci nu cred că e vorba de... Există riscul să fie votat, da? Da. E mai puțin probabil cu Nata și cu Nastea. Da, asta.